spitalele din România, erorile medicale nu există și nu pentru că nu s-ar produce, ci pentru că nu sunt raportate. Deși bolnavii sunt constant victimele greșelilor medicale, țara noastră are un sistem în care pot fi înregistrate doar cazurile cu consecințe foarte grave. Însă și acestea sunt raportate într-un număr mult mai mic comparativ cu realitatea. Medicii se ascund de frică, sistemul e îngropat în birocrație și nimeni nu vorbește despre adevărata problemă. Orice eroare medicală trebuie raportată și analizată ca să nu mai fie repetată. Alte state au făcut din raportarea culpelor medicale o practică uzuală care vindecă sistemul. Astăzi, la Pacient în România, vedem cum a transformat România acest subiect într-unul tabu. Întrebare fără răspuns și de fapt un adevăr care nu că doare, ustură. De ce? De ce nu s-a intervenit? Ce nu s-a dus nimeni să vadă? De ce nu a băgat nimeni în seamă? Cerem, deși și eu lucrez în sistemul sanitar, mai mult empatie pentru pacient. Sunt strigătele de disperare ale unei familii pentru care un spital din România a fost groapa, nu salvarea unei persoane dragi. Cazul Alexandrei a zguduit opinia publică și a declanșat anchete în lanț. Alexandra a ajuns la maternitatea din Botoșani cu dureri abdominale și s-a stins în spital după ce a agonizat o noapte întreagă, ignorată de medici. Raportul legiștilor a arătat că tânăra a murit din cauza unei infecții generalizate provocată de moartea fătului. Cazul s-a încheiat cu o amendă pentru spital, managerul schimbat, iar medicul de gardă suspendat câteva luni și cercetat penal. Însă, nici acum, la mai bine de un an de la tragedie, nimeni nu știe clar ce s-a întâmplat. E modul în care sistemul de sănătate tratează cazurile de culpă medicală. Amenzi, anchete și apoi, peste caz, se pune praful. Și asta pentru că în România, erorile medicale nu se raportează, se bagă sub preș. Din păcate, sistemul în acest moment nu este creat astfel încât raportarea greșelilor medicale să fie apreciată ca fiind un lucru bun din care învățăm ceva și nu mai repetăm greșeala. În ultimii 30 de ani, România a dezvoltat tacit un sistem care ignoră sau dosește greșelile medicale. Cauzele sunt multe. Frica de sancțiuni, protejarea medicilor, asistentelor sau managerilor și, peste toate, modul greoi de raportare. Există o singură instituție unde spitalele pot anunța și doar voluntar greșeli. Autoritatea Națională pentru Managementul Calității în Sănătate, instituție care doar centralizează datele. Există un sistem de raportare destul de stufos, destul de birocratic. Acum ce se întâmplă mai departe, ce face biroul respectiv cu acele erori, nu vă pot răspunde pentru că nu cred că face o analiză serioasă. Aici ANMCS-ul trebuie să se restructureze, trebuie să schimbe ușor filozofia. Un studiu făcut de Observatorul Român de Sănătate imediat după pandemie arată că în 2020 42% dintre spitale nu raportaseră nicio eroare medicală gravă. Situația s-a mai schimbat, dar nu cu mult. Dar scopul final este în continuare ignorat. Greșelile trebuie raportate pentru a învăța ceva din ele, iar pacienții să nu mai aibă de suferit. Am avut 4500 de evenimente adverse raportate la nivelul întregului an. Din păcate, în acest moment lucrurile sunt foarte, foarte difuze, se rapid. Vorba de a schimba mentalitatea și noi sperăm că în final oamenii vor conștientiza că e bine în primul rând pentru pacienți și e bine și pentru ei să aibă identificate aceste cauze ca să știe să le comunice și să nu ajungă în situații în care dintr-un deficit de comunicare sunt puși la zid. Momentan, în România sunt raportate doar erorile medicale cu efecte majore asupra pacientului, numite oficial evenimente adverse. Însă, eroare medicală poate fi orice problemă apărută în cadrul procesului de asistență medicală. Este și cazul acestui pacient care a simțit pe pielea lui bâlbele sistemului. A fost săptămâna în casă, m-am plimbat pe la toate spitalele. Râi de la inimă, râi de la plămâni, duceți-vă la inimă și nu așa mă. Am văzut cam moartea cu ochii, știți? Că mulți mi-au spus, doamne, ți-a trecut glonțul pe la ureche pentru că putea să faceți un preinfarct, un infarct. Câte erori medicale de acest fel sunt în spitale, nimeni nu știe clar.
Nu știu dacă există o astfel de statistică. Ca să putem să facem astfel de statistici, trebuie să avem implementate inclusiv sisteme informatice. Există încă unități medicale în România care nu au echipamente moderne, care nu au metode de investigație ca să ajute pacientul într-o diagnosticare cât mai timpurie. Duce la ceea ce vedem în România, nu este nici pacientul sigur că va beneficia, dacă are o eroare medicală, va beneficia de ceva, și nici medicul, nici profesionistul nu e sigur în sistemul în care lucrează, pentru că nu este protejat de această lege. Raportarea erorilor medicale este literă de lege în sistemele de sănătate performante. Pacientul care se simte tratat incorrect își poate căuta dreptatea pe căi legale, dar, în paralel, spitalul vrea să afle unde și de ce a greșit, pentru ca pe viitor alți bolnavi să nu mai aibă de suferit. De exemplu, în Marea Britanie, raportarea greșelilor este o practică uzuală, nu o excepție. Erorile sunt analizate în detaliu, iar pacienții sunt informați transparent despre ce s-a întâmplat. Există o acceptare că nimeni nu are capul pe ghilotină pentru că s-a întâmplat un astfel de eveniment, pentru că atunci toți se ascunde. Dacă sistemul devine atât de agresiv, nu e că problema dispare, problema doar se maschează și se va repeta. Obligația de a fi onest, să spunem, e în lege de data asta. Spitalul trebuie să informeze pacientul că a fost o astfel de greșeală. De curând, un pacient a așteptat stupid de mult să-i se facă o operație, pentru că dintr-un motiv de computere și de administrație, numele lui a dispărut de pe o listă și a fost pus pe altă listă. Cine a comutat un rând dintr-un Excel file, dintr-o pagină în altă pagină, poate nu știm niciodată, dar a fost inacceptabilă întârzierea. În Suedia, erorile medicale sunt raportate anonim într-un sistem care pune accent pe învățare, nu pe pedeapsă. Iar în Statele Unite, spitalele au comitete speciale care investighează fiecare eroare medicală raportată. În cazul unei greșeli, pacienții primesc scuze oficiale, despăgubiri și planuri de recuperare. În România, medicii se tem să vorbească, iar pacienții rămân în întuneric.